Salut, salut, băieți, dați like și subscribe. Salutare, băieți, și bine v-am regăsit în acest nou clip. Și azi am revenit cu un nou clip, deoarece vă voi prezenta noul Stumble Pass. Și după cum bine vedeți, deja începem videoul de la acest screen de pe joc, pentru că ne spune coming on 27 octombrie. Deci, mâine, nou Stumble Pass. Putem vedea și skinurile care vor fi. Skinul pe Spike și un skin care, sincer, nu l-am văzut până acum. De asemenea, avem emote-ul special de spatulă și văd un full steps de lining, de asemenea tantumuri, animation-uri. Rămâne să vedem. Hai să le mai un sweet, pentru că chiar suntem curioși. Hai să dăm și acest free spin. Poate avem șansa de a ne pica emote-ul special, dar e mega greu, brodere. Doar dacă avem un noroc incredibil să-l putem lua, sau 500 de gemuri, să știi că nu strică. Da, și ne-a dat duplicate. Classic, Stumble Guys, classic. Classic, m-am obișnuit deja cu ei. Ok, ofertă. Da, băieți, eu zic direct să dăm un match și să vă explic în detaliu ce se întâmplă cu Stumble Guys. Bun, băieți, și haideți să vedem, suntem pe mapa de UFMG. Și eu zic direct să începem cu prezentarea noului update 061, adică prezentăm în detaliu acest update, deoarece încă nu ne-a fost arătat nici nouă. Bineînțeles, cei de la Stumble Guys vor face această colaborare cu SpongeBob, deci o avem confirmată în sfârșit. Și această nouă colaborare aduce o parteneriat cu SpongeBob, dar oficial ne-a fost confirmat că SpongeBob va veni pe Stumble Guys, de asemenea cu o nouă mapă care este intitulată Bikini Bottom. Știți bine, orașul în care se petrece toată acțiunea din acel desen. Oh my god, brother, ce am picat, bro. S-ar putea să avem niște probleme dacă nu sărim. Bun, let's go, am sărit aici, nu este nicio problemă. Facem tricul cu săritura, let's go. Las acum pe ecran chiar și cu play-ul de la video să vedeți și voi cum este. Bun, băieți, și sper că ați văzut și voi, este o mapă destul de interesantă și bineînțeles la final acel SpongeBob chiar care este foarte drăguț și sincer. Și sincer, abia aștept să-l deblochez și eu, mai ales dacă ar fi la un event, sperăm, sau la gemuri chiar, pentru că chiar se merită, sincer, acel skin. De asemenea, o să vă las aici pe ecran mici părți în care ni se arată noua hartă, deoarece cam atâta putem vedea la momentul de față și nu putem încă să facem un gameplay, dar sper că până update-ul care îl voi prezenta mâine să pot să vă arăt și mapa în detaliu, bineînțeles și skinurile noi în colaborare cu SpongeBob și toate acestea. Și de asemenea vom avea și două chesturi. Revenind la chestia asta cu chesturi, vom avea două chesturi care sunt intitulate SpongeBox. Deci aceste chesturi s-ar putea chiar să conțină câteva skinuri de SpongeBob, deci rămâne să vedem pe ziua de mâine, pentru că mâine normal ar trebui să vină update-ul cu SpongeBob, să vedem dacă va conține acest box SpongeBob chiar. Și încă nu avem nicio informație cu privire la cum se va desfășura acest unlocking la aceste boxuri, pentru că presupun că va avea o animație de asemenea, dar nu suntem încă informați cu această chestie. Da, băieți, cam atât au fost informațiile care le avem la momentul de față, deoarece alte informații voi veni pe parcurs când le voi afla și eu, bineînțeles, de la content creatori și de asemenea de la prietenii mei care mă ajută să realizăm aceste videouri. Oh my god, am picat acolo. No! Bun, băieți, și uitați-ne într-un alt match de UFO. Haideți să vedem data aceasta cum va decurge toată situația și eu vreau să ajung
neapărat acolo unde vedeți voi bine că sunt acele banane, putem spune, pentru că așa pare, brodere. Hai, jump aici frumos. Oh my god. No! Lol! Nu pot să cred. Nu pot să cred. Deci, eu nu cred că o să rezist aici. Lol, bro. Și-am câștigat. Oh my god, brodere, și ne-a picat și nouă mapa bloc. Deci, de când am mai jucat această mapă, sincer, abia aștept să jucăm împreună. Let's go, pentru că trebuie neapărat să facem win, bro, cu acest witch, pentru că, na, este luna octombrie și vine Halloween-ul și măcar să facem și noi acest lucru, dacă stau, mă găsesc că nu a postat niciun skin de Halloween, mai ales cele de anul trecut, țin bine minte, care nu au mai fost adăugate și chiar sunt curios dacă se vor adăuga, pentru că le voi cumpăra pe toate, deoarece au fost next level, chiar și dacă acestea au o textură mai nouă, dar tot acelea rămân veteranele. Ok, bun, avem mare grijă aici, 4 au picat în momentul de față. Bine, avem mare, mare grijă, bradere. Aici s-ar putea să-mi dea un buddy, dar nu, i-a ieșit. Bun, emote acolo, jump aici frumos, trecem și aici. Aici aș da un emote, sincer, după acest țep. Sau, nu, după acest zid mai bine. Și în mapa finală avem mapa Rush Hour. Hai să vedem și noi dacă vom reuși. Lol, bro, uite acolo pe Papi DVD. Papi DVD. Haide noi să fugim de acest beast, pentru că s-ar putea să ne facă probleme, bineînțeles. Hai acolo un lightning. No, bro, s-a dat lightning-ul greu. Oh, no. Haide, măcar să încarce repede să-l dăm mai în față atunci când un player s-ar putea să fie în pericol de eliminare. Sărim aici liniștiți, let's go jump. Jump. Hai să dau un emote, bro. S-a dus în jos, bro. Dar mă duc cu invizibilitatea, deoarece dacă tot o am deblocată, de ce să nu o folosim, bro? Bum, și te-am zburat, DVD. Te-am zburat, bro. Emote, invisibility. Let's go. O sărit, bro. Următorul. Trebuie să sară iarăși acuș. Hai, sar, bro. Sar, că știu că sări. Ha, noroc, noroc. Cât noroc, dar a picat. E bun că a picat măcar. Let's go. Nu. Da, băi, cam atât cu acest episod. Sper că a plăcut și sper că ați înțeles că Stumble Guys colaborează cu SpongeBob în noul update. Nu avem încă detalii care update va fi, dar sigur nu 060. Sper că v-a plăcut, nu uitați de un like și subscribe și ne revedem mâine cu un alt episod nou. Nouți!